Au destul de supărați. Un meci foarte, foarte greu pentru noi, o deplasare grea. După prima repriză mă bucur că am făcut o reacție și am dat gol pentru egalitate. Nu suntem mulțumiți pentru egal, dar n-avem ce să facem, trebuie să câștigăm următorul meci. Am văzut că erați destul de nervoși, mai ales în repriza secundă. De ce? Normal, meciul e foarte intenționat, fiecare fază contează și mi se pare la prima repriză n-am înțeles faza cu David Miculescu, ce a fost și cum a fost, dar de asta am fost puțin mai nervos. Ce urmează pentru voi? Clar, marea câștigătoare din etapa asta este Farul. Partea bună e că jucați cu ei în etapa următoare, dar partea rea este că punctele sunt, diferența e deja mai mare. Da, play-off-ul e foarte echilibrat și mă bucur pentru asta. Meciurile sunt foarte tari. Noi următor meci jucăm acasă, trebuie să fim susținuți de suporteri și să câștigăm meciul acasă contra Farul. Se poate spune că n-ați reușit un rezultat mai bun și pentru faptul că v-a surprins adversar, adică CFR, primele 20 de minute a avut ocazii că poate într-un meci. CFR a jucat foarte bine, joacă foarte bine acasă și are experiență de meciurile astea și asta e un adversar foarte puternic și un egal e echitabil, să zic, dar nu suntem mulțumiți. Mulțumesc! Mulțumesc!